Media, timpul pentru podcast. Salut, eu sunt Vlad, probabil v-ați obișnuit deja cu mine. Să vorbesc în podcastul de astăzi despre Android 4.1 Jelly Bean. O versiune nouă, a fost căpată de sub control de cei de la Google pe internet și a fost instalat în Google Nexus, Google Nexus și, mi s-a arătat cam cum merge și de ce ne-am instalat Jelly Bean pe telefonul nostru Android. Acum, opinia mea este că noua versiune aduce un lucru foarte mișto, adică un singur lucru foarte mișto și anume viteza îmbunătățită. Adică a fost filmat, au fost câteva cadre, este un video, să-l pun în description, în care se filmează meniul de la Android undeva la 300 de frame-uri pe secundă și se arată cam cât de rapid este față de vechiul sistem de operare. E destul de aiurea faza, că nu prea ne interesează, adică nu este atât de vizibil, nu este foarte vizibil delay-ul ăla, știi, adică nu e ca și cum ai vedea cu 300 de frame-uri pe secundă și ai ști cam în cât timp se închide meniul și în cât timp se deschide aplicația de telefon. Dar, e mișto că s-a gândit la ideea asta, ci de la Google și proiectul ăsta Butter, nu știu cum, oferă mai multă durata bateriei, viteză crescută și, câteva chestii în plus. De exemplu, este ceva Google Now, care îți permite să vezi ce se întâmplă acum. Deci el știe ce faci tu acum și unde ești și pe baza locației și preferințelor tale îți afișează câteva informații care crede el că îți folosesc. De exemplu, dacă ești într-o cafenea și vrei să, intri pe telefon, intri pe Google Now și vezi acolo review-uri la cafeneaua aia, prețuri, meniuri, recomandări și alte bullshit-uri de astea. Din perspectiva mea, e ok, aiurea că știe cam multe despre tine și mie nu-mi place prea mult faza asta, dar știm deja că rivalul Apple deja face chestia asta cu Siri și de ce să nu facă și Google același lucru? Oricum Google ne capta informații pentru a ne arăta reclame adaptate preferințelor, știe cam multe despre noi, fără ca noi să știm că el cunoaște chestiile astea și când vedem acolo o reclamă care spune, de exemplu, dacă noi vorbim în ultima săptămână cu, un prieten despre basket, o să fie pe Gmail numai reclame cu mici de basket, echipamente și terenuri și alte chestii de astea bazate pe preferința noastră. Bun, deci cam asta este Android Jelly Bean 4.1. Am văzut numai videouri, deci nu mă exprim pentru că nu sunt în cunoștință de cauză. Am văzut numai videouri în care lumea se juca pe el și de acolo am tras câteva aceste concluzii, astea pe care le-am spus în video, în podcast, pardon. Am avut astăzi încercare de vlog, în schimb nu a ieșit foarte bine. Este prima dată când încerc chestia asta și când m-am văzut pe cameră, când vreau să editez, mi s-a făcut groază de ce am văzut și am zis că mai bine rămânem la podcast, mai sigur și mai ușor de editat așa. În fine, cam asta este Android 4.1. Mai multe detalii în videourile celor care au testat deja versiunea de Android. Dacă mi-aș instala sonul pe Android, eu, pe telefon, eu zic că da, adică din câte am înțeles crește durata bateriei și exact asta am și eu nevoie, pentru că mă ține o zi și cam am nevoie de un upgrade. Dacă e mai rapid, are Google Now pe care oricum nu l-aș folosi niciodată și na. Având în vedere că e Google și e gratuit, de ce să nu încercăm, mai ales că ne dă durata încă o dată a bateriei. Da, asta a fost podcastul de astăzi, cam scurt, așa e, dar nu prea am avut subiecte. Dacă aveți subiecte, aveți contactul meu în descrierea videoului. Am mai postat și două tutoriale Java între timp. Sunt super ocupat cu proiectul FiveEdu acum și nu am timp să mă ocup foarte mult de partea de YouTube, dar promit că o să mă ocup mai mult în viitor, să fac mai multe podcasturi. Am vrut și am fost sfătuit să le fac în mod regulat, știi, ca să știți exact când să intrați pe canalul meu să le vedeți, ca să nu, să câștig și mai mulți ascultători, dar timpul este o problemă și din păcate nu pot să o depășesc.
Eu zic acum că aș putea să fac în fiecare sâmbătă chestia asta, dar nu sunt, încă o dată, nu sunt sigur. Deci puteți să reveniți sâmbata viitoare pe la mine pe canal să vedeți dacă am mai publicat un podcast. Cel mai probabil o să public sâmbătă viitoare, că e prima zi, dar încă o dată nu garantez că o să fac chestia asta în mod regulat. Dacă vă place și am văzut că vă plac podcasturile mele, na, dați-mi like, dați subscribe, pentru că asta mă face să știu că vă place, și ceea ce nu vă place, sunteți absolut liberi să comentați în secțiunea de comenturi. Nu sunt hater și nu vreau să fiți nici voi hateri, pentru că fac chestia asta din plăcere, nu o fac pentru, nu-mi dă nimeni nimic pentru chestia asta, nu sunt partener YouTube sau altceva. O fac pur și simplu că îmi place să vorbesc cu lumea, mă rog, între ghilimele. Nu ca și eu antisocial sau forever alone, dar îmi place să fac podcast-uri, nu știu, e ocupație mișto. Bine, hai că nu vă mai rețin. O zi faină și răcoroasă, pentru că sunt 32 de grade la Iași, și ne vedem în următorul podcast. See ya!